voi sunt de unii mai puțin cu voi. Aici apă așa tare, îți dai seama ce, ce e cum e și grijă. Din pădure. Să nu se apropiată. Nu mai dau să pun părea să mă. Deci, mai mult de 50 mai poți să mergi, că n-ai vizit. Și în 10 mult bag avare, se va de lume. Dacă în pădure e de așa, domne, da afară din pădure. Lasă că e bine, economisești gaz. Fac pe aici mergi bine, stai să vezi că noi și din pădure cum o să mergi. Cu 20-30. Nu se vede ieșirea din pădure, cum vezi ce hal plouă. Ce vorbești, mă? Nu am văzut în viața mea așa. Prea... S-a demolit că e pe aici acoperit prea mult. Aici e tunelul de copaci și de-aia. Bine? S-au lăsat în jos și pot risca să se rupă vreo cracă. De o lasă mai încet pe a începe și mai tare până o ia pe piatră. Sperăm că nu o să dea piatră. Dacă dai o cărpă cu lichid ăla de poriș, da. Mai încolo, cu părți eu. Dacă ai soluție de aia care nu permite la apă să se depună. Apa de ploaie e cea mai bună pentru spălat mașina. Și pentru spălat rufe, e cea mai curată apă. Se aburească, se dă pe jumătate. Lasă așa, lasă așa. Doc,
de o ploaie și am fost în pădure, n-am fost în altă parte. Dai seama cum a fost afară aici, că nu se vedea nimic. Dacă în pădure nu se vedea nimic.